Ce aștept? Să mi se dea un ok. Nu știi că aici nu se dă? Ok. Ok. Hey! Bine ne-am revenit la o nouă ediție! Vezi, mă, actorul! Actorul! Așa, tată, mie dă-mi ok, omule, și gata, sunt ca peștele în apă, gata, dă-mi, suntem în rec, ok, hey, ce frumos faci? Te-ai îmbrăcat azi. Oh, mulțumesc, beciu dămnesc, yeah! Oh, yeah! Știam că am întâlnire cu tine la un vin. S-au făcut cărțile înainte să dăm rec, înainte să primim ok-ul. Da, asta e a doua sticlă pe care o bem. Da. Vinul delicat, dar îndrăzneț, care îți spune lucrurile așa cum lucrurile. Sunt. Așa cum sunt. La fel ca pasărea... Bă, tu ai văzut vreodată pasării flamingo? În realitate, nu. Dar de ce ai ezitat? Nu. Păi am zis că am văzut pe la boa. Niște păsări flamingo. La fel ca pasărea flamingo, fiecare moment roze verite este unic, lipsit de inhibiții. La fel ca și fiecare moment de aici este unic. Și lipsit de inhibiții. Și fiecare mai filmuleț. Ales din partea domnului Vlad. Exact, și fiecare filmuleț este lipsit de inhibiții. Da. Tu mai ai alt și mai ai și alt mai ai și alt nume decât cel de Vlad? Da. Mai am și alt nume. Cum? Micael. Mihai? Nu, Micael, Michael. Ia arată-mi buletinul. Nu am buletin la mine. Te cheamă Michael? Nu, Michael. Mihail. Mihail? Mihail. Este nemțesc. Zi-mă, te cheamă Mihail? Da, mă, ca pe Michael Schumacher. Serios? Da. Adică Mihai? Nu Mihai, Michael. Că altfel mă chema Mihai. Michael. Uhu. Nu, glumești acum. Nu. Dar de ce e așa? De... Păi ești de la Buzău, păi ești nebun. De ce și... ai numele de Michael? Am avut un naș foarte șmecher. Neamț? Fascinat de Germania. Pe care îl chema la rândul lui Michael. Michael era neamț? Nu, așa îl chema. Michael. Ai față. N-am față. Ba da, știi, când te-ai îmbrăcat atunci de râs domnul Mihai de tine, atunci chiute așa, dacă mă gândesc, aveai față de Michael. De Michael. Da. Cu crocșii. Cu crocșii? Da. Atunci aveam față de Michael? Da. Da, bă. Dar de ce nu-ți faci un cont, adică Michael Drăgulin? Adică de occidental? De om, mai de om occident, așa, da. Da. Îți mulțumesc mult de tot pentru compliment. Așa n-avei față de român, că în România nu-ți vezi niciodată pantalon adungă cu crocși. Mulțumesc. Nu neapărat că e un lucru bun sau rău. Da. Tu mulțumești oricum ar fi. Cumva, na, dacă mă asociez cu Occidentul, mă asociez cu ceva bun, nu? Ai primit... Noblețea este și... străduința de a fi nobil. Dar ai primit și altfel de reacții vis-a-vis de ținuta aia? Adică de ținuta asta care acum e pe ecran. E? Da, e aici, pe mijloc, e un ecran. Ce remarcă? Ce? Și alt fel de remarcă în afară de alea lui domnul Bendeac. Ale lui domnul Bendeac? Ceva că te poți duce să rănești la Porsche cu ei, că de-aia purta și tata aia, mă rog, asta. Și apropo de crocșii mei, eu mi-am cumpărat de curând o pereche de crocși. Da, și eu am crocși, dar nu-i asta, nu-i port la, la pantalon la dungă. Eu da. Ok, am văzut. Și voiam să te întreb dacă ai mai primit și altfel de... Păi asta, asta. Te duci să rănești la vaci, cu de-astea să ucea tataia, să... la porci. Okay. Niciuna bună, adică. Ba da. Păi asta zic, zim și din alea buni. Că sunt super șmecheri și sunt super hype. Ei, și că știu să mă îmbrac. Exact așa ai primit, ești super hype, da. Michael. Da, mă, tare, bravo, mă. Vezi, e complet treaba voastră. Dar se vede deja că refuzați noul, sunteți reticenți la nou. Nu, doamne, înțeles. Este dovada faptului că îmbătrâniți. Bine. Da, probabil. De asta ești războaie. De ce? Că te încalzi cu croc și la costum? Nu. Dar? Că nu putem să înțelegem că suntem diferiți. Suntem diferiți? Eu te înțeleg. Și că îl stigmatizăm și că îl răstignim. Dar nu te-am stigmatizat. Ba da, eu mă simt acum stigmatizat. Nu.
Ba da. Doamne, e de departe gândul ăsta. Mă simt răstignit pentru o pereche de crocs. Regatul meu pentru un crocs. Nu, mie mi se pare diferit. Este diferit, da. Și mai ales pentru țara noastră. Dar nu mă interesează. Ok, asta e altceva, asta e alegerea ta. Să nu te interesezi. Eu, e ceva diferit și ești fiind prietenul meu, dacă vedeam un băiat pe stradă îmbrăcat așa, probabil nu aveam nicio reacție, dar fiind și prietenul meu, îmi permit să te întreb. Păi, de ce? De-aia n-am venit aici, cu crocsi. De ce? Pentru că nu e contextul necesar. Nu e paradigma în care să porți crocsi. Ok. Ok. Bună ziua. Bună ziua. Ce e asta? No, I'm better than Michael Jordan. My name is Shaq O'Neal. Hi. And I'm giving out free pizza. Is that your mom? That's her grandma. Okay, ask grandma, can you take pizza from me? Can we take pizza? Okay. I'm the pizza delivery guy. Thank you. Okay, and make sure you always listen to grandma, okay? Thank you. All right, you know my name now? It's not Michael Jordan. It's Shaq O'Neal. I'm way better than Michael Jordan. You got it? Because I'm handing out free pizza, okay? Thank you. Oh, nice to see you, grandma. Thank you. Oh, you know Michael Jordan? Yes. I'm better than Michael Jordan. No. Da, ăsta, și ăsta e atât de mare încât nu mi se pare cringe. Nu e, mă, n-are și pe lângă asta are și umor, adică se vede că e cu umor și o asumă omul fără ce fel de problemă. Că Adidas și lui sunt varză. Sunt urâți. Asta e partea a doua. Știi că el are o linie cu ea. Nu, el are o linie cu lanțul ăla de magazine. Nu, Shaquille O'Neal, mă, a făcut ceva tot ca Jordan. Nu, Shaquille O'Neal a fost în vremea lui, când a fost foarte bun el, când juca, da. Era semnat cu Reebok. Păi da, și la un moment dat a renunțat la ea. Așa. Și a făcut cu un mare lanț de ăsta de magazine din astea la un preț foarte accesibil pentru toată lumea. Surât? Da, pentru că a renunțat la ăla cu Reebok. A și zis la un moment dat, pentru că a venit cineva și a zis: coaie miu, de ce nu le faceți și voi mai ieftine? Și el a zis: da, bă, ai dreptate. Și a renunțat la treaba asta. De când a venit cineva, a venit chiar o mamă și a zis: sunt foarte scumpi, copilul meu vrea, dar eu nu pot să-i cumpăr. Și el a renunțat la asta cu Reebok și a făcut cu acest lanț de magazin unde sunt 3 lei. 3 lei. Urâți. Surâți. Rău. Rău, okay. Ceva rău. Mănâncă oameni. Ok. Ok, el a avut câteva perechi. Eu am avut, încă am de acasă, am primele șacăteac. Mhm. Păi, da. Cu pompiță care a venit separat. Da. We have been having therapy sessions. And I don't know if they're working because George is having a breakdown right now. It's okay. I love you, okay? I know you miss your mommy. I think that's what it is. Because he had a mommy for 5 years and she got sick and it's okay, George. It's okay to be sad. You don't have to be angry, okay? Yeah, fair. Because I'm gonna whoop your ass. come on, we gonna fight today. I got time today. You slapped me last night. Mama, e două smetă. I didn't appreciate that. Get off me. E două smetă. Bă, dar ce ciudată e moța asta. Get off me. Mie mi-e frică de ești, prost. E o relație foarte ciudată. Get off of me. If you don't want me on you, then don't get on me. Don't touch me. I don't touch you. What the fuck? Phew. I'm trying to love you. You get everything you want here. You got organic milk, a bag of cat food, not from the dollar store. Don't try to love me now. Curtis, you were supposed to love me. And I am too. I'm not going.
You're the best kitty I've ever known. There's no way I could ever go, George. There's no way. No, 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 no way I'm living without you. A fost un carusel emoțional. M-a urcat, m-a coborât. Nu știu ce să zic. E o relație foarte ciudată. Într-o femeie foarte singură și pisica ei. Dar mi-e frică din pisica aia, că îi părea foarte imprevizibilă. Da, te-ai fi așteptat oricând să sară. Da, să-i dea o smetă. Da. Asta se pare că e calitatea stăpânei. Am mai smerizat-o pe aia. A hipnotizat-o, dracu. Dar a purtat-o într-un carusel emoțional, efectiv. Adică e ceva... E un monolog foarte ciudat dintr-un film foarte ciudat. Oare e ok să ai relația asta cu pisica ta? Da, dar eu nu știu, pisicile nu sunt pe placul meu. Nu știu, nici pe al meu. A, nu? Nu. Că pare a fi un... Par tipul de persoană care... Te-ai atașat mai repede de o pisică decât de un câine. De ce? Că port crocs? Nu. Stau nu, așa nu. Cu crocs și cu pisica. Nu, că ești blând așa. Ești blând, în majoritatea timpului ești blând. Și când ies dragonii, e fără frână. Nu știu. Nu, nu-mi plac pisicile, nu-mi dau încredere deloc. Dar... Mie mi se pare că nu mă pot atașa de o pisică. Nu știu de ce. Mi se pare că nu pot construi o relație cu o pisică. Da, nu, eu până la 31 de ani nu am avut nicio relație cu o pisică până acum. Nicio? Nu pot. Îmi pare rău, nu e genul meu. Tu ai pisică? Sau că? Eu am pisică și câine. Am aceeași impresie că pisicile sunt foarte imprevizibile. Pe mine m-a atacat, pe mine și pe câinele meu, atât de rău m-am speriat încât am început să plâng după aia, de frică. Dar ce ți-a făcut? Nu știu, a avut un moment, eram cu câinele și cred că a fost o chestie de gelozie cumva și ne-a atacat pe amândoi urât, cum vezi pisicile alea urât că fac pe internet, așa a fost. A, recent? De curând? Acum vreo 2 luni, cam așa. Și ți-a venit să plângi? Băi, m-am speriat foarte, foarte tare după aia. Dar câinele plângea? Păi cred că și asta m-a făcut să plâng mai mult pentru că și câinele era foarte speriat. Are beagle el. Și de obicei beagle-i vezi că și ei, sturbați. Nu prea plâng la pisici. Da, într-o relație de asta cu o pisică în casă și un câine, de obicei șefa e pisica. Da, întotdeauna. Dar pisica e cât beagle-ul? Nu. A, e mai mică. Poate să fie o pisică cât un beagle. Cum? Am văzut eu pisici de alea. De alea sălbatice? Nu. Eu am văzut prin cartier pe la mine o pisică acum. Arăta a râs. Nu a râs, cum se cheamă? Urechi din alea așa și cu un moț în vârful urechii. Cred că sălbatici, nu? Păi alea sunt Savannah Cat. E o rasă de pisici așa, care sunt foarte mari și foarte agresive. O fi fost scăpată de la zoo. Nu. Dar vezi că era drăguță și părea pui așa, dar tot era cât un câine. Savannah Cat. Cum a fost leul ăla cu câteva săptămâni prin Craiova sau nu mai știu pe unde dracu a fost. Nu știu. L-au pierdut. Nu mai știu pe unde. Mă rog, undeva într-un sat. Dar nu era așa, mă. A, ba da, uite, așa era. Ba chiar mai avea urechile mai strânse sus. E, vezi, era scăpată de la zoo, dracu. Mamă, dar ce frumos arată. Ce să caute specimenul ăla în România, în București? Sunt oameni pe TikTok care au așa pisici și le dau gen un pui întreg să mănânce. Iată, vezi, sunt turbați care dețin și tigri și stau cu ei în casă. Adică, despre ce nu cred că mai sunt, la noi cel puțin. Nu la noi. Eu zic de aia, de ne mai uitam noi sezonul trecut. Da, la noi nu cred că în Dubai, n-ai voi. Bine, nici acolo nu dacă ai voi. Nu știu cum n-ai bani, dar mă rog. În fine. Hai să vedem, domnule, ce ne mai rezolvă. Uite tot. The bottom line is we need to get a dog for protection. Like if someone tried to break into our house, I'd want to make sure that they were immediately... Mai dă, că nu, asta a fost prea rapidă. S-au luat câini pentru protecție, mă. The bottom line is we need to get a dog for protection. Like if someone tried to break into our house, I'd want to make sure that they were immediately terrified. Bine, acum... Îmi plac corgii ăștia. Fai de capul meu. Cred că e și vina lui. Dracu, ți-ai câine de la pentru protecție? Măcar să latri. Protejează patul. Chiar când pat nu. Băi, eu când am avut prima oară câine,
am avut un bulldog francez, omorât de curând, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. În 2010. În 2010 și-a murit anul trecut. Deci cât o trăit, faceți voi calculul. Bă, dormea numai în pat cu mine. Bă, și era... Era frumos când dormeai singur. Era frumos. Când nu așa... Ei, la următorii... Să nu vă mai prind prin pat, că e gros. Ca să nu te atașezi mai mult de el. Să nu te atașezi. Să... Nu e bine să totuși... Adică, nu știu, mie nu mi se pare ok să dorm cu câinile bot în bot în pat. Să... Așa, să tragi un... Un nap dintre ăsta, așa... E ok, dar să dormi noaptea cu el, nu. Adică, nu știu, nu mai... Câte dacă case un corgi din ăsta m-aș alinta un pic. Câte case te reguli acum? Da. Așa este. Okay. Ia. Cu ce dialect vorbești? Ce dialect vorbești, frate? Că sună românește, dar nu reușesc să țin pasul cu tine. Vorbesc foarte repede pentru că am doar câteva secunde la dispoziție pentru a comunica ceea ce am de comunicat. Acele ceasului fug mai repede decât mă așteptam și nu accept să nu respect ceea ce mi s-a cerut. Iar secretul constă în acest creion. Băiatul ăsta este Adilup, care face programul de noapte de la Radio Zoo. El m-a învățat butoane și el a stat alături de mine până când am învățat butoanele pentru emisiunea mea, pentru zona de confort. E colegul tău ăsta? Da, el m-a învățat butoane. Și mai tău dată, bă, frate? El a stat lângă mine. Domnul Lup? Da, ce Adilup. Dialect vorbești, frate, că sună românește, dar nu reușesc să țin pasul cu tine. Vorbesc foarte repede pentru că am doar câteva secunde la dispoziție pentru a comunica ceea ce am de comunicat. Acele ceasului fug mai repede decât mă așteptam și nu accept să nu respect ceea ce mi s-a cerut. Iar secretul constă în acest creion. Și da, vorbește foarte repede. Vorbește, așa vorbește și, el? Și explică butoanele foarte repede. Serios? Da, dacă vrea, îți dai seama. Da. Da, ce tare. Da, el a făcut voci la desenele animate... La Cartoon Network, cred, nu mai știu pe unde a mai făcut voce. Ah, ok, deci cu asta se ocupă. Da, 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 da. Vocea lui e foarte cunoscută. Pentru cine s-a uitat la desene animate sau s-a uitat la desene animate într-o anumită perioadă. Aha, da, ce tare. Domnul Lup, nu știam. Ah, lejer. Are you all right? Viața mea, nu-i păcat de pulpițele alea tale să ți le julești așa pe trotuar? Hai la mine în șeptar să te fac prințesa din palatul de creștar. Vrăja la mea tu, mică bune bunilor, stai jos. E bun și de rime. Mai știu unul. Uite că... Bă? Eu fost lejer, nu a căzut, nu a făcut rele. Nu, nu, dar să putea fi dramatic. Da, bă, cu trotineta vezi că e groasă. E groasă, adică... Bine, asta e, am văzut-o eu pe majoritatea pe care îi cunosc care au căzut cu trotineta s-au rănit rău. Rău. Da. Păi n-ai nicio protecție, una la mână. Și caz prost, adică și... cumva n-ai de unde să cazi. N-ai de unde să cazi, ești prins pe picior greșit oricum. Da. Orice ar fi și oricum nu te uiți, te uiți în față, nu faci cum a făcut fata asta niciodată. Te uiți la drum. Că mai ales pe drumurile din București. Și eu am încercat să merg, eu am o trotinetă electrică care mă dau prin cartier, pe la mine pe acolo, când mă duc la magazin, când mă duc la sală, când mă duc la... Și nu pot să merg cu o mână. Păi nu poți. Băi, ceva rău. Ce voiai să faci și un story? Nu, nebunule. Nu, am zis, nu știu, ceva, nu mai știu ce voiam să fac. Nu, mă, nu se poate. Nu merge. Nu. Întotdeauna te oprești. Staționez. Da. Asta e bucuria mea, mie îmi place foarte mult să mă dau cu trotineta noaptea în București. Serios? Ai trotinetă? Da. Nu. Dar iau de-astea de închiriat. A, ok. A, tare, nu știam acest lucru despre tine. E bucuria mea. Just for the game. Oh, little guy! Bă, băiat! Eu scriu cât avea unul și cât avea altul. Păi, mai deodată nu știu, că tu poți să te prinzi în comparație cu, nu știu dacă se vede coșul. Cu coșul. Just for the game. Oh, little guy. Yeah. Nu-i acolo, nu se vede. Da, da, ăla e peste 2 metri, probabil. 100%. Da. Mă rog, imaginea de după este oribilă. Că o și simți. Eu nu am simțit-o. Ce? Nu am simțit-o. Nu? Da, mie... Mă rog. Ia. Yeah. Am găsit. Uite, asta este dedicație pentru tatăl copilului meu, dar nu i-am mai dat-o că m-a ținut fimea. Un căcat cu ochi.
formă de inimioară, deci, de tată. Deci pentru un căcat cu ochi. Așa. Să revenim. Ar fi trebuit acel căcat pe care vreau să-l bat, da, să vină să mă ia de acasă. Și pentru de ce n-a venit? De bulangiu. Uite, cred că ea este doamna din RATB. Episodul trecut. Da. Cred că ea este doamna. Da, ea este doamna, clar. Atunci, ea este și doamna care a fost dată afară de la Sunwaves. Ok. Din punctul de vedere al timeline-ului, ele sunt invers. Noi ne-am uitat la ele. Ah, ok. Ne-am uitat la ultimul. Ăsta de, de episodul trecut. Ăsta e al doilea. Ăsta e a doua emanație. Iar prima e aia care explica cum a fost dată și cum s-a bătut cu Gagicăsu la Sunwaves și a fost dat afară de acolo. Yeah. Gagicăsu fiind organizator. Cum să fie organizator? Era organizator la Sunwaves. Dacă așa zicea, așa zicea în interviu respectiv. Eu știu eu pe băiatul care are Sunwaves. Nu știu, probabil că sunt mai mulți. Dracu, nu știu, o fi fost un băiat. Mă rog, unul din A, ok. Alo? Rapidiștilor, unde sunteți, mă? M-a scos ăștia, mă, cavaș, mi-a închis ăsta. Mi-am făcut ăsta lant. Dați-mi și mie 1000 de alea, mă, cum mi-ați dat voi. Să intru și eu, mă, de nou cu voi aici, am înțeles? M-a nenorocit complet, mă, cavaș. Da, mă, m-a raportat. E la bust, așa. Am făcut la bust, așa, înțeles? Am făcut la bust, așa, și m-a scos să moară cea mai scump. E du rapid, mai rapidiști. Dați-mă și mie de alea 1000 să revin la loc cu voi, mă. Ai înțeles? Oameni, să rămână, vă mulțumesc, mă. E dați-mi un cava și pe la vas. Dați-mi ca să-mi cheau un umblu pe curte pe aici, fac boala copilul. E trebuie să fac la loc să intru cu voi. Dați-mi și mie 1000 de alea, mă. Să rămână, vă da, la toată lumea, sănătate, mă. E tot ce vă doriți să vă trăiască copilașii și familiile. Băi, bă, săracu de... Bă, stai, deci stai, nu, fă un... Deci, ce s-a întâmplat? Păi, mă rog, din câte pot să înțeleg, a făcut un video la Boostul Gol și a închis contul. Cred că asta e ideea principală. Contul de TikTok. Da, contul de TikTok, evident. Și Rapidul ce treabă are? N-aș avea de unde să știu. Și 1000 de alea? De lei? Iar asta nu pot să știu. Ce înseamnă? Cred că 1000 de alea, 1000 de cereri de prietenii, să aibă 1000 de followers sau ceva. Acum, nu știu. A, nu mă, poate zbănuți din aia, nu, Emi? Păi nu știu, n-am povestea asta, n-am urmărit. Asta chiar nici Emi nu a prins. La serialul ăsta nu m-am uitat. Chiar e greu de descifrat ce spune omul, ce vrea e să spună. E important că e supărat. E supărat că nu mai are de unde să-și mai ia confirmare. Întrebare. Mai am o întrebare. Care? La ce se referă vorba asta, boala copiilor? Știi tu? Ia. Da, e din ce am văzut, ce am citit, e epilepsia. Asta e boala copiilor, epilepsia? A, da. Asta nu sunt 100% sigur, dar 90% ia. Știu că asta e. Boala copiilor. Păi da, vorba asta a venit de la... Expresie, ia. Care, ia mă, fă fiată, ce înseamnă boala copiilor? Ia. Boala copiilor. Epilepsie. Epilepsie. Dicționarul dă următoarea explicație expresiei boala copiilor, epilepsie. Folosită în literatură, străvezie, palpitare de noblețe sufletească, scump copil furat de moarte printr-un gest fermecător și boala copiilor unde? Da, mă, clar, dacă au spus două deci, surse că... Epilepsie. Epilepsie? Da, îl apucă epilepsia, făcea crize pe acolo. În curte. Bă, uite că nu știam, ești prost. N-ai văzut că erau toate animalele, toată fauna din curte era... Aha. Era agitată. Da. Da, tare. Da. Uite, am aflat ceva. This is my friend Sarah, and today we decided to work on double ring-ups. She started with the single, and then the double kind of went wrong, and she landed on her butt. I tried a double, and almost landed on my face. Thank goodness I didn't. Tried another double, and it still wasn't going very well. Bă, ce mi-ar plăcea să fac și de-astea, bă. So Sarah decided to be better if we did it from the side gainer, and I tried it and almost made it happen. Landed on my knee. And then Sarah went one more time and got really close to landing it. And then finally I nailed the trick. It wow. was such a great day. Da, băiatul meu, eu te înțeleg că vrei. Da, cred că te poți răni tare. Da, dacă te duci pe partea alaltă. Ai. Mi-am imaginat acum e cu trosnituri. Păi cu asta e. Te răni, tot, da, te poți răni. Ca și cum piși de la etajul 2, 3. Aleu. E rău.
Da, e rău, copiii, să nu încercați așa ceva acasă. Da, nu, pare fun. Pare foarte fun, dar pare în același timp și foarte periculos. Dar doar dacă știi să controlezi direcția, să ajungi iar aici. Că da, trebuie să știi cum să te împingi înapoi. Că poți să faci la un dat așa. Adică așa și e mai simplu să faci așa. Păi asta zic. Și după aia o să fie mai simplu să faci așa. O să fie mai, din ce în ce mai greu să faci așa. Da, da, da. Dacă faci așa. Asta e. Vă mulțumim foarte frumos. La fel cum mulțumim și Beciului Domnesc pentru că ne... Pentru că are grijă de noi în da, fiecare nu, pe episod. Mine, pe mine la sfârșitul episodului, la sfârșitul fiecărui episod, mă părăsește sufletul, mă părăsește creierul și zice, te pup. Gata. De ce? Când simt, când văd că e ultimul videoclip și așa, la un moment dat mă părăsește creierul. A, zice, da? Hai, te pup. Păi da, uite, ai OK-ul de la EMI sau trebuie să renunți la OK ca să-ți revii? Că am început când cu OK-ul, așa. Păi mai gata, văd că e ultimul clip, cumva, și... După aia creierul meu zice, hai, te pup, ne vedem în 10 minute. Vă rugăm frumos să vă abonați dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like, contează foarte mult pentru algoritm, în cazul zilele acest algoritm, și ne vedem săptămâna viitoare. Să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumim că ne urmăriți. Pa, pa! Te iubesc oriunde ai fi, domie de ori pe zi, te doresc.